2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Amin. Tatăl nostru, stăm în prezența Ta și a cuvântului Tău. Întotdeauna când am venit la Tine, am plecat cu inima plină de binecuvântare. Umple-ne sufletul de cuvântul Tău. Pregătește-ne mintea să înțelegem Evanghelia Ta. Atinge tinerii și bătrânii și binecuvintează-i pe toți. Dă-mi o ungere specială și atinge biserica. În numele lui Iisus Hristos stăm ca să ne vorbești și îți mulțumim că o vei face, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile, să ne închinăm Domnului și prin cântarea de cor și apoi să ascultăm cuvântul pe care Dumnezeu ne-l va da în această seară. Vă invit respectos încă o dată pe cei care aveți copiii cu dumneavoastră să-i țineți lângă dumneavoastră și în felul acesta să-i obișnuiți cu liniștea și cu respectul în casa Domnului. Aceasta în prezența Domnului, lângă Evanghelia sa cea veșnică, care ne-a descoperit bunătatea lui Dumnezeu, și în seara aceasta continuăm să avem inima deschisă, pentru că Domnul vrea să continue să pună în ea cunoașterea de El, cunoașterea de lumea în care trăim și cunoașterea de cerul în care vom ajunge prin Harul Său. Seara aceasta suntem la lecția numărul 5 a ciclului numit Care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Am văzut împreună din Cartea Domnului că scopurile Bisericii sunt fixate de Domnul Iisus Hristos, nu de biserică și nu de pastori. Pastorii trebuie să găsească în Scriptură scopurile pe care Hristos Domnul le-a practicat și le-a învățat, apostolii le-au învățat și le-au practicat, și biserica de astăzi trebuie, ca și biserica de la început, să facă ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Evanghelizare, ucenicizare, închinare, părtășie și slujire. Am văzut de asemenea că există riscul ca în funcție de abilitățile de slujire ale păstorului, biserica să accentueze mai mult unul dintre cele cinci scopuri și să le neglijeze pe celelalte. Am observat că dacă păstorul are o abilitate de evangelizare, el va chema toată biserica în evangelizare și le va neglija pe celelalte. Am observat că dacă păstorul are o abilitate de învățător, el va chema toată biserica într-un sistem de învățare și le va neglija pe celelalte. Am observat că dacă păstorul este un om care îi cântă inima, va chema toată biserica în închinare și va neglija celelalte scopuri. De asemenea, am observat că dacă păstorul este un om care iubește părtășia, el va chema toată biserica în părtășie și va accentua foarte mult scopul acesta, neglijându-le pe celelalte. Și în încheiere, dacă păstorul este un om cu o inimă darnică pentru săraci, pentru oamenii nevoie, el va chema toată biserica în caritate și în ajutorare, în ajutorarea săracilor, și va neglija celelalte scopuri. Și spuneam că doar un sistem din multele sisteme care compun existența la un om e suficient să cadă și omul moare, indiferent că e vorba de sistemul digestiv, osos, muscular, respirator și așa mai departe. La fel, o biserică devine o biserică ce se prăbușește în momentul în care pierde unul și mai apoi două și mai apoi trei dintre scopurile pe care Domnul le-a lăsat. Adevărata biserică care este vie, care are o viziune completă, este biserica care are echilibru în practicarea celor cinci scopuri. Și timpul îl împarte în cinci, banii îi împarte în cinci, darurile le împarte în cinci și în general biserica este echilibrată manifestându-se în slujire pe cele cinci planuri. Evanghelizare, ucenicizare, închinare, părtășie și slujire. Am observat de asemenea, luând două exemple din Scriptură, Moise și Apostolii, Exod și Fapte, Vechiul și Noul Testament, am observat problemele, soluțiile și rezultatul și de asemenea, în concluzie, am observat cele patru lucruri pe care le-au făcut și Moise în Exod și Apostolii în Fapte. Ultima oară când ne-am întâlnit, respectiv cu o joie în urmă, am studiat două dintre cele patru lucruri și ne-am oprit cu cel de-al doilea la jumătate. Primul lucru era
Moise și apostolii au stabilit priorități. O biserică a Domnului are priorități, adică are priorități și nu lucrează după circumstanțe. Dacă astăzi vine un musafir, predicăm. Dacă nu vine, nu mai predicăm. Dacă astăzi vine un musafir, cântăm. Dacă nu mai vine, nu mai cântăm. Circumstanțele ne fac programul. Nu. O biserică a Domnului Iisus are priorități clare. Priorități de care se ține și circumstanțele nu strică priorități. Firii și oaspeții și împrejurările vieții nu strică prioritățile unei biserici, ci viitorul ei este dat de prioritățile pe care le are și de care se ține în fiecare zi. Nu mai repet ceea ce am spus de 3-4 ori în studiile biblice pe care le-am avut. Și Moise și apostolii au avut priorități clare, adică nu ne concentrăm asupra lucrurilor administrative, nu, ci ne concentrăm asupra lucrurilor spirituale. Păstorii nu sunt pentru lucruri administrative, frați și surori, pentru asta ei au hotărât diaconi, pentru împărțirea ajutoarelor, pentru slujirea la mese și pentru lucrări administrative. Biblia spune și în Vechiul și în Noul Testament, păstorii trebuie să se îndelnicească cu Biblia, cu postul și cu rugăciunea. Inima să le fie curată, să le fie acolo, să fie pregătiți, să fie proaspeți și să ardă focul în ei. Al doilea lucru, și Moise și apostolii au delegat, au trimis, au mandatat persoane chemate și calificate pentru slujire. Și vă spuneam data trecută, frați și surori, vă aduceam aminte din cuvântul Domnului despre acest aspect. Vă spuneam că și în Vechiul Testament și în Noul Testament este accentuat caracterul. Nu-i suficient abilitatea să slujești. Nu-i suficient eu să am darul de predicator dacă sunt un om fără caracter. Dacă am o vorbire ușoară, dacă am o gândire ușoară, dacă mă îndelenicesc cu glume slabe, dacă sunt un om neserios, nepunctual, dacă vorbesc urât, dacă sunt vulgar, dacă nu sunt serios în familie, dacă nu-ți vorbi de bine, degeaba am abilitatea să cânt sau să predic. Dar nici dacă am caracter și nu am abilitatea să predic, nu trebuie să ajung la microfon doar pentru că sunt om pocăit. Toți oamenii din biserică trebuie să fie pocăiți, nu numai predicatorii. Toți oamenii din biserică trebuie să fie pocăiți, nu numai membrii din comitet. Să nu alegem niciodată un membru în comitet că e om pocăit. Pocăit trebuie să fim toți. Asta nu-i suficient. Îl băgăm acolo că e pocăit. E adevărat că trebuie să fie pocăiți, pocăit, dar nu numai pocăit. Că pocăiți trebuie să fie și aia din comitet și aia din biserică. Atunci ce căutăm aici? Că ăsta e locul pocăiților, biserica, nu comitetul. În comitet, pe lângă faptul că e pocăit, trebuie să aibă abilități de conducere și trebuie să aibă discernământ să ia decizie. Că altfel ia decizie strâmbă și viitorul Bisericii lui Dumnezeu este în jos. Se duce ori într-un conservatorism feroce și rămân numai câțiva bătrâni într-o biserică, ori se duce într-un libertinaj și biserica se duce în fire. Trebuie echilibru și echilibru nu-l dă înțelepciunea omenească, care rămâne importantă, dar îl dă înțelepciunea venită de sus, care e blândă, pașnică, ușor de înduplecat. Dacă un slujitor este certăreț, întreaga biserică va deveni certăreață ca el. Dacă un slujitor nu primește oaspeți, întreaga biserică va deveni ca el și nu va primi oaspeți. Dacă un slujitor iubește banii, întreaga biserică va cădea în extrema să iubească banii. Dacă un slujitor nu este drept, nu este devotat, nu are discernământ, întreaga biserică va deveni ușoară ca el. Dacă un slujitor nu e înțelept și se comportă fără discernământ, întreaga biserică va fi ca el. Dacă un slujitor nu e un soț credincios, toți bărbații din biserică vor fi atrași de exemplul lui negativ și nu vor fi bărbați serioși. Să știți că slujitorii dau tonul pentru un bărbat serios, pentru o familie sănătoasă, pentru un tată serios și exigent. Dacă slujitorii au familii dezmembrate, familii care nu au succes, acesta este un exemplu negativ pe care membrii bisericii îl va copia. În fruntea noastră trebuie să stea oameni care au o familie puternică. Cum vă închipuiți că sunt în stare să conduc biserica care la momentul acesta are 500 de membri cu cerere de membru? Dacă eu nu sunt în stare să conduc o femeie și 3 copii, cum sunt în stare să conduc 500 dacă nu sunt în stare să conduc 4? Dacă am falimentat acolo? Asta e suficient pentru dumneavoastră să știți că voi falimenta și aici. Pentru că asta înseamnă că nu am abilități de relație, nu am abilități de conducător. Ori sunt slab, ori sunt fanatic. Am una dintre cele două extreme care eșuează în conducere. Oricum, nu am calități de conducere.
Și dacă am falimentat ca soț și ca tată, voi falimenta sigur ca și păstor. Numai o biserică slabă alege în fruntea ei bărbați care au falimentat în familie. Apostolul Pavel, pe lista calităților unui membru care slujește în biserică ca și slujitor, pune și succesul lui în familie. Pentru că succesul lui în familie arată abilitățile lui de a avea succes în biserică. Acela este testul că va conduce bine biserica, faptul că își conduce bine familia. Asta nu înseamnă că unul dintre copiii lui, un copil rău, nu poate falimenta, dar eu mă refer la succesul întregii familii, nu mă refer la un mădular numai. Dacă un slujitor al Domnului nu are credincioșie și respect pentru Biblie, atunci întreaga biserică nu va avea. Să vă dau un exemplu, frați și surori. Dacă eu vă spun, fraților, pocăiți-vă și postiți, nu are așa importanță. Dar dacă vine cineva și spune, așa vorbește Domnul, pocăiți-vă și postiți, pentru dumneavoastră, pocăiți-vă și postiți pe care îl spune prorocul, e mai important decât pocăiți-vă și postiți pe care generației tinere pe care i-a format. Vreau în această seară să ne oprim puțin asupra acestui sensibil subiect și să vă aduc aminte că astăzi suntem pe cale să creăm o fisură între generația tânără și generația bătrână. Suntem pe cale să creăm o fisură, o despărțire, o neînțelegere între generația bătrână și generația tânără. Fisura aceasta este expresia lipsei de înțelepciune, a lipsei de relație dintre generații. Apostolul Pavel a luat pe lângă el un bărbat tânăr și l-a format. Și nu unul, și-a luat mulți, pentru că el a făcut și mai apoi a spus, ce ai auzit de la mine, Timotee, așa cum eu te-am ucenicizat, cum te-am crescut pe tine și cum te-am învățat să predici, învață și tu pe altul să predice. Dar numai pe ăla care va fi în stare să învețe și el la rândul lui pe altul. Timotee, mie nu mi-a fost frică că tu mi-ai locul de apostol. Nici ție să nu-ți fie frică că ăla pe care îl înveți ia locul. Și să-i spui și celui pe care tu îl înveți să nu-i fie frică de celălalt. Pentru că cel care este învățat să devină pocăit și matur nu se va gândi niciodată să ia locul învățătorului lui. Numai dacă va vedea în învățător un om firesc, un om compromis, atunci și el va fi la fel și se va comporta firește și îl va da la o parte. Dar dacă ucenicul meu va vedea în mine un bărbat serios, un bărbat al lui Dumnezeu, va fi și el un bărbat al lui Dumnezeu. Dacă mă va vedea pe mine că gândesc duhovnicește și el va gândi duhovnicește și niciodată duhovnicește nu mă va da pe mine la o parte să se pună în locul meu. Când învățătorul e duhovnicesc, ucenicul e pe măsură și relația lor e duhovnicească. Când învățătorul e firesc, ucenicul e firesc și relația lor e firească, e ca în lume, dă-te jos să mă urc eu. Frați și surori, în această seară vreau să vă spun că fisura care se accentuează între bătrâni și tineri este o realitate. Nu-ți trebuie multă minte să o observi. Generația bătrână are pretenția că au dreptate, au experiența, au botezul în sau cu Duhul Sfânt, au darurile, au trecutul plin de descoperiri și de minuni supranaturale și totdeauna spun, noi avem aceste lucruri și este adevărat, tot respectul pentru ei. Generația tânără are viitorul. N-au experiență, nu au trecut prin experiențe spirituale prea mari, probabil deloc, dar au viitorul. Și între unii și alții se creează o fisură de viziune. Cântăr vechi și cântăr noi. Aceste cuvinte, acest vocabular, n-ar trebui să existe într-o biserică care are viziune. Dar să trecem peste asta. Cântările nu-s vechi și noi, sunt inspirate și neinspirate. Că sunt cântări inspirate vechi sau cântări inspirate noi, asta n-are nicio importanță. Dacă sunt inspirate, sunt de la Duhul Sfânt toate. Dar dacă sunt neinspirate, nu mai are importanță dacă-s vechi sau noi. Cântările nu trebuie măsurate și calificate în vechi și noi, fraților, ci în inspirate și neinspirate. Pentru că noi nu numim prorocii vechi și noi, nu numim predici noi și vechi, nu numim Biblii vechi și Biblii noi. Noi toate lucrurile le împărțim în fire și duhovnicești, pentru că acesta e calificativul care face diferența într-o biserică. Nu nou sau vechiul, că de multe ori nou este stricat, iar vechiul este bun. Dar se poate și invers.
Duhovnicescul trebuie să aibă prioritate într-o biserică, nu vechiul. Fisura care se creează și care desparte părinți, care desparte bărbați și femei, care desparte oameni, fisura aceasta trebuie acoperită. Ea este o crăpătură ce se formează. Bătrânii disprețuiesc pe tineri și nu se gândesc deloc la ei. N-au niciun program concret pentru educarea lor. Li se pare că dacă stau cu noi aici, o să iasă din ei predicatori. Și o să iasă din ei cântărești și misionari. Tinerii nu dau doi bani pe bătrâni și de-abia așteaptă să treacă la Domnul și să scape de ei. Poate exprimarea mea este prea dură, poate este prea dură, dar intenționat o fac prea dură ca să scot în relief o realitate care s-ar putea să nu fie atât de mare pe cât eu spun. Dar este o realitate, fisura dintre generații. Într-o biserică e mai mare realitatea, în altă biserică e mai mică, în funcție de tipul de conducere. Pentru că o conducere sănătoasă îi va pune împreună pe bătrâni și tineri. În biserica lui Dumnezeu nu vârsta are importanță, ci maturitatea, fraților. Nu vârsta îi desparte pe oameni, ci copilăria spirituală. Observați că Moise și apostolii au format ucenici și au avut aceeași viziune și pentru bătrâni și pentru tineri. La ei nu a existat fisură. Pavel a mers cu Timotei, cu Tit, cu tineri. Tinerii au mers cu bătrânii, nu vârsta i-a despărțit. Pe noi nu vârsta ne desparte, ci prejudecățile, ci interpretarea diferită a Bibliei. Cum se acoperă fisura? Fisura se acoperă cu relație. Această relație se numește, între scopurile pe care eu le-am enumerat, părtășie. Să știți că evangelizare nu înseamnă relație. Ucenicizare, închinare și slujire nu înseamnă relație. Scopul lui Dumnezeu care înseamnă relație, adică punerea unui grup mic de oameni la un loc ca să se cunoască, să-și cunoască probleme. Dumneavoastră nu cunoașteți problemele mele de familie pentru simplu fapt că stăm împreună la program joi seara. Dar dacă am fi într-un grup de 10-15, eu aș putea să vă spun și amănunte din viața mea de familie. Și dumneavoastră ați putea să-mi spuneți amănunte despre copii, despre problemele financiare, despre muncă. Aia înseamnă părtășie, când oamenii trec dincolo de aparența publică, dincolo de oficial. Ei bine, fisura dintr-o biserică, dintre cele două generații, se poate acoperi într-un singur fel, prin relație. Însă, relația aceasta este scumpă și obligă. Și pentru că costă mult, nu suntem dispuși să o plătim. Și mai bine acceptăm fisura că nu ne costă nimic decât să plătim un preț mare pentru relație. La ce anume ne obligă relația? Dragi părinți și stimați frați și surori mai în vârstă, dragi copii și stimați tineri din biserică, ascultați-mă cu băgare de seamă. Și dacă vorbirea mea nu-i după cuvântul Domnului, uitați-o. Iar dacă-i după cuvântul Domnului, s-o țineți minte. În primul rând, relația obligă la ucenicizare. Relația obligă la ucenicizare. Priviți, vă rog, frați și surori, în cuvântul Domnului. Astăzi, pentru orice slujbă laică, profesională, e nevoie de o pregătire. Câți dintre dumneavoastră luați un om de pe stradă și îl puneți la computer? Câți dintre dumneavoastră luați un om care nu s-a urcat în viața lui la volanul unui automobil și îl puneți șofer la compania pe care o aveți? Câți dintre dumneavoastră luați un om fără studii și îl puneți contabil? De ce nu faceți așa și să ziceți, las că îi dă Duhul Sfânt lumină să facă? De ce nu faceți așa? Ce bine știm noi să ne protejăm compania. Dar când e vorba de Biserica Domnului, pune-l că merge, că Domnul acceptă. N-are importanță dacă plutește printre game, n-are importanță dacă unul începe și altul sfârșește, n-are importanță dacă să urcă aici și uită să mai spună amin, n-are importanță dacă în loc de predică spune despre nevastă, despre copii, despre întâmplări care s-au petrecut cu 5.000 de ani în urmă și ni le repetă de 10 ani, n-are nicio importanță. N-are nicio importanță, la Dumnezeu merge. Dumnezeu este singurul care poate accepta absolut orice. Mă, oameni buni, nu-i bine cum gândim noi. Dumnezeul nostru a spus în Biblie că nu acceptă decât lucrurile fără cusuri, fără defect, lucruri perfecte. De aceea predica rostită
trebuie să fie rostită de cel mai cu ungere dintre noi, indiferent cum îl cheamă. Fraților, locul pentru predică nu este să răsplătim pe cineva. Locul pentru cântare nu este să mulțumim cuiva că a făcut nu știu când un bine, că a contribuit la construcția bisericii. Slujba în biserică trebuie să zidească poporul, nu să-l răsplătească pe slujitor. Noi de multe ori punem oameni să slujească ca să-i răsplătim pentru ce au făcut odată. Fraților, un om trebuie pus să slujească când are un mesaj să zidească poporul. Iar dacă nu-l are, înseamnă că s-a terminat. Asta indiferent ce slujbă face. Pentru orice slujbă, fraților, trebuie chemare, trebuie pregătire și trebuie ungere. Trebuie chemare și nu se poate fără ea. Trebuie pregătire și nu se poate fără ea. Și trebuie ungere. Și această diferență o faceți cel mai bine dumneavoastră acum. Vă dau un exemplu scurt, pentru că nu am mult timp la dispoziție. De fapt, nu vreau să am mult timp la dispoziție. Observați că cei care au avut calitatea să-i crească și să-i ucenicizeze pe alții, ei înșiși au fost ucenicizați și maturi. Vă întreb, frați și surori, cine l-a ucenicizat pe Iosua? Nu știți? Moise. Cine l-a ucenicizat pe Elisei? Cine i-a ucenicizat pe apostoli? Cine l-a ucenicizat pe Pavel, pe Tit și pe ceilalți? Zicem Pavel sau apostolii? Observați că a existat un Iosua pentru că a existat un Moise. Observați că a existat un Elisei pentru că a existat un Ilie. Observați că au existat 12 pescari făcuți apostoli pentru că a existat un Iisus Hristos, om și Dumnezeu în același timp. Și observați că a existat un Tit și un Timotei, doi tineri fără viitor, doar pentru faptul că a existat un Pavel. Nu-mi permit acum să ridic un tânăr din biserică care își petrece timpul la Starbucks și să-i spun, ia ridică-te un pic, nu-mi permit să fac asta. Dar mă apropii cu exemplu până aici și vă întreb, cine îl ucenicizează? Vă rog să nu-mi răspundeți mie, să vă răspundeți măcar dumneavoastră. Dacă vrem să nu mai existe fisură, cei care sunt maturi trebuie să aibă proiecte concrete, trebuie să aibă programe practice, să-i crească, să-i ucenicizeze, să-i cheme acasă din rătăcire, de la roșcove și de la porci, pe cei care sunt tineri și la vremea aerelor, să-i atragă la casa lui Dumnezeu și să le ofere un viitor crescându-i în frică de Domnul. Trebuie să le ofere ceva mai bun. Ce ar fi fost Iosua fără Moise? N-avem de unde să știm, dar riscul să fie un nimeni este de 100%. Ce ar fi fost Elisei fără Ilie? Nu știm, dar riscul să fie un nimeni ar fi fost de 100%. Ce ar fi fost apostolii fără Iisus și Tit și Timotei fără Pavel? Nu știm, dar riscul să fie nimeni ar fi fost de 100%. Oamenii aceștia au ajuns și au fost pentru că au existat niște bărbați maturi care au văzut în ei un viitor al lui Dumnezeu, care au știut că un tânăr cu aere, care este pus numai pe glume proaste, care e cu gândul numai la fete și numai cu gândul la prostii și la plăceri, poate fi schimbat de puterea Duhului Sfânt dacă în el se investește studiu biblic, rugăciune, insistență în rugăciune, exemplu personal și chemare în prezența unui bărbat matur în care să vadă cum se trăiește. Degeaba explic eu unui tânăr să fie cu minte când el mă vede pe mine compromis, neserios, vin mereu după un sfert de oră la program, în familia mea este debandadă, ce să învețe tânărul de la mine? Tânărul acela are nevoie de un bărbat care să fie exemplu pentru el. Niciun om nu este exemplu perfect. Exemplul perfect a fost unul singur, Iisus Hristos. Și El a spus să călcăm pe urmele Lui. Și noi tot timpul spunem, nu vă uitați la noi, frați și surori, uitați-vă la Hristos. Pavel a avut o altă teorie. Fraților, uitați-vă la mine. Pavel n-a spus uitați-vă la Hristos. Pavel a spus uitați-vă la mine. Dacă pe mine mă vedeți întârziind la biserică, să întârziați și voi.
Dacă pe mine nu mă vedeți întârziind, vă rog frumos să vă iasă din cap că se poate veni după nouă. Dumneavoastră nu vă simțiți când mă vedeți pe mine că vin la 8:30 la biserică? Spui, frate Luigi, ești prea direct. Dragul meu, eu pot să fiu atât de indirect încât să pleci și să nu pricep nimic de la mine. Dar te întreb, ce îmi va spune mie stăpânul când mă voi întoarce acasă, că în loc să predic adevărul, am vrut să vă lingușesc și să spun trei vorbe și să nu înțelegeți nimic? Ar fi cinstit așa să te duci la o oră de matematică și când pleci să nu pricep nimic ce a spus profesorul, te-ai mai duce a doua oară? Frații mei, cuvintele mele nu au menirea să vă jignească, nu. Dumneavoastră sunteți oamenii lui Dumnezeu, sunteți frații mei și împreună vom moșteni cerul. Însă este slujba mea și prin votul dumneavoastră ați confirmat chemarea mea ca să vin între dumneavoastră și să spun cuvântul Domnului. Nu-l spun nici pe departe cu intenția să supăr pe cineva, însă îl spun ca noi toți să ne pocăim. Nu-i normal ca omul lui Dumnezeu să fie punctual? Spun eu ceva greșit? Nu-i normal ca în casa Domnului să fie liniște și respect? Spun eu ceva greșit? De fapt, aceste lucruri nici n-ar trebui să fie pomenite între noi. Astea le-am făcut înainte, când n-aveam Dumnezeu, când n-aveam lege. Dar acum, duceți-vă de la mine, cei care lucrați fără de lege. Acum avem lege, acum avem Scriptura, acum avem Harul, acum avem pe Duhul Sfânt, acum avem dreptarul învățăturilor sănătoase, care ne spune ce este bine și ce este rău. Și avem pe Duhul Sfânt care ne luminează. Frații mei, Moise trebuie să se ocupe de Iosua. Unde ești, Moise? Iosua unde e? Ilie trebuie să se ocupe de Elisei. Unde ești, Ilie? Și pe Iosua când l-ai văzut ultima oară? Domnul Iisus trebuie să se ocupe de apostoli și Pavel de Timotei. Unde este Timotei? Timotei câteodată nu vine la biserică. Îl sună Pavel să-l întrebe, mă Timotei, mă dragul tata, prea iubitule, așa ai învățat de la bunica ta să nu vii la biserică duminică seara? Tit, așa ai învățat de la bunica ta să nu vii la marțea la rugăciune? Dacă Pavel nu-l va întreba niciodată pe Timotei de ce nu vine la biserică, credeți dumneavoastră că Timotei va veni? Nu! Va veni din joi în Paște. E nevoie de un Pavel. Unde e Pavel? Dumneavoastră știți. Să nu mai existe fisură și să existe relație, e nevoie de învățător și este nevoie de ucenic. Este nevoie de oameni maturi, de oameni cu experiență, de oameni cu greutate spirituală, care să se ocupe de tineri, de copii, de noi convertiți, de oamenii care au alunecat, care au căzut. Este nevoie, frați și surori. O singură persoană poate să fie înger, nu se poate ocupa de toate nevoile. Moise a vrut să facă asta și a venit preotul Madianului și i-a spus, ce faci tu nu este bine. Te ostenești și tu și ostenești și poporul. Stă poporul la rând la tine cum stătea în România la rând la butelii. Și la zahăr și la tacâmuri. Tacâmurile erau aripile și gâturile de la pui, că nici pe alea nu le avea. Poporul trebuie să fie slujit, nu să stea la rând. Poporul trebuie să fie slujit, pentru asta trebuie să existe slujitori disponibili. Oameni care să-și înțeleagă chemarea și să înțeleagă că ei sunt un Moise pentru Iosua, un Ilie pentru Elisei. Dacă ăștia nu vor fi, și Iosua și Elisei își vor face de cap și nu-i va întreba nimeni, drăguțule, tu unde ai fost ieri? Dacă pe copiii noștri nu i-am întrebat de ce vine la 9, știți ce se întâmplă? Mâine vin la 10. Și dacă nu-i întrebăm de ce au venit duminică seara la 12 noaptea, duminica viitoare vin la 1. Dar câtă ceartă și mustrare investim în ei? Numai ei și noi știm. Și câteodată avem senzația că nu se lipește nimic de ei. Să mă iertați dacă sunt prea îndrăzneț. Dar pentru oamenii care în casa Domnului, nimeni nu-i întreabă nimic, care vrea vine, care nu, nu. Mă, oameni buni, aici nu-i club. Unde ți-ai făcut card și vii când vrei.
Aici e biserica lui Iisus Hristos și ești membru angajat în armata lui Iisus. Și Iisus Hristos a dat autoritate unor oameni pe care i-a numit apostoli, proroci, păstori și învățători și evangheliști, oameni care reprezintă autoritatea lui Dumnezeu, care trebuie să fie exemple și care trebuie să fie plini de Duhul Sfânt, care trebuie să ucenicizeze pe copii, pe tineri și pe noi convertiți. Atunci nu va exista fisură, ci relație. În al doilea rând, relația, pe lângă faptul că obligă la ucenicizare din partea celor maturi pentru cei mai începători, mai firești, relația obligă la o gândire duhovnicească. Nu există relație duhovnicească cu o gândire firească. Iată-te mă și la ăsta, vai de tine. Fraților, când ați auzit un om gândind așa, să vă feriți de el cum vă feriți de troacul care trece pe drum. Pentru că ăsta e mai periculos decât camionul ăla. Dacă dă camionul peste tine, s-ar putea să mai scapi. Dar dacă ăsta dă peste tine, ți-ai pierdut sufletul, că te face ca pe el. Un om firesc te va ajuta într-un timp scurt, dacă ai relație cu el, să devii ca el. Pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu vă faceți tovarăși oameni firești, oameni cu o vorbire ușoară, oameni disprețuitori, ironici, batjocoritori. A, ăla e pastor, ăla e prezbiter, ăla e mai marele cântăreților, ăla e corist, aia e nevastă. Tot timpul disprețuiește și aruncă cu venin ca un șarpe. Ce crezi că vei învăța de la el? În două luni devii ucenic și ucenicul nu poate face decât ce face învățătorul. Ascultă-mă! Ai nevoie de o relație duhovnicească pentru ca gândirea să-ți devină duhovnicească. Fraților, dacă vedeți o slăbiciune la mine, aduceți-vă aminte, 1, nu sunt înger, 2, eu nu accept slăbiciunile pe care le am, eu nu mă mândresc cu ele, eu mă lupt. Rugați-vă pentru mine. Fraților, nu mă dați în tarbacă povestindu-mă când la unul, când la altul, când la Elim, când la Filadelfia. Nu faceți așa, pentru că într-o zi veți da socoteală pe mine ca om. Nu mă deranjează, că nu sunt eu înger, sunt doar un om. Dar ca slujitor, nu ai dreptul să lovești în poziția unui slujitor. Eu ca om n-am valoare mai mare decât dumneata, poate n-am nici atât. Sunt o persoană simplă, foarte simplă. N-am avuție, n-am o poziție mare, n-am proprietăți, sunt un om foarte simplu. Sunt ca cei mai simpli dintre dumneavoastră. Dar din punct de vedere spiritual, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat mie o poziție numită păstor. Dacă lovești în ea, într-o zi îi vei răspunde stăpânului meu de ce ai făcut așa. De mine ca om să zici ce vrei, dar să ții minte, ai pus neîncredere și noroi asupra unui om care de astăzi înainte nu va mai fi ascultat ca înainte, pentru că ți-ai permis să arunci cu noroi asupra lui și oamenii te cred, pentru că nu mă cunosc pe mine. Să te ferești să faci asta, să ai o gândire duhovnicească, să nu te urești cu oamenii batjocoritori și desprețuitori și ironici, să te ferești de ei și când îi auzi bârfin sau vin să spune ceva, să spui, frate, crede-mă, m-am pocăit. Du-te și împărtășește cu altcineva veninul tău, nu mi-l da mie, că de-abia m-am vindecat. Dacă v-ați pocăit, pocăiți-vă odată, frați și surori. Dacă ne-am pocăit, să ne pocăim odată, frați și surori. Al treilea lucru la care te obligă relația ca să acoperi fisura este să faci diferența între principii și încredințări. Această temă este o temă lungă, este o temă greu de abordat, îți trebuie timp și ai nevoie să deschizi Biblia de multe ori, dar eu o prezint puțin întreagă pentru dumneavoastră. Frații mei, Biserica lui Dumnezeu trebuie să facă diferența între principii și încredințări. Cine nu face diferența între principii și încredințări este departe să înțeleagă Biblia.
Pentru că prima înțelegere care se naște în mintea unui cititor al Bibliei, prima, cea mai elementară, este să faci diferența între principii și încredințări. Cei mai mulți oameni nu fac diferența aceasta. Încurcă și confundă principiile cu încredințările și în mintea lor e o învălmășeală ca într-o parcare unde fiecare pune mașina cum îi place. Vă dau câteva exemple. Însă dumneavoastră să nu rămâneți la exemplele pe care vi le dau eu. Lăsați-vă provocați și cercetați mai mult. Fraților, ceea ce conține Biblia sunt principiile. Domnul spune, plecați de la mine voi, cei care lucrați fără lege, fără principii, fără norme. Biblia conține principii. Cel mai mare principiu, iubește-L pe Dumnezeu. Al doilea principiu, iubește-L pe aproapele. Cele patru principii din Fapte 2:42. Citirea cuvântului, frângerea pâinii, mai vă aduceți aminte? Părtășia frățească și rugăciunea. Iată dar patru principii. Alte principii, nu curvi. Alte principii, nu minți, nu fura, nu pofti. Și multe, nu vorbi de rău, iubește, iartă. Biblia e plină de principii. Principiul se numește voia lui Dumnezeu, scrisă negru pe alb în Biblie. Ăsta se numește principiu. Ce este încredințarea? Încredințarea este libertatea pe care Dumnezeu mi-o dă mie să fac un anume lucru cum vreau eu într-un domeniu unde nu există principii. Încă o dată, încredințarea este libertatea pe care mi-o oferă cerul să fac cum mi se pare mie mai duhovnicește și mai bine pentru mine și familia mea, mai ziditor și mai constructiv, într-un domeniu unde nu există principii. Pavel spune, au existat principii pentru mâncare în Vechiul Testament? Ori yes, ori da, e același lucru, mă bucur, mulțumesc. Dar în Noul Testament mai există? Nu mai există. Cine are încredințarea să mănânce carne de porc, să mănânce. Cine are încredințarea să nu mănânce, să nu mănânce. A nu mânca carne de porc nu este o poruncă, este o încredințare. Cine are încredințarea să țină o zi, să o țină. Cine are încredințarea să nu o țină, să nu o țină. Nu e o poruncă clară. Cine are încredințarea să poarte cravată, să poarte. Cine are încredințarea să nu poarte, să nu poarte. Aceasta nu e o problemă de principiu. Iuda spune, învățăturile date sfinților, odată, pentru întotdeauna. Astea ce sunt, principii sau încredințări? Desigur, principii. Desigur, principii. Vă întreb, principiile se schimbă de la o vreme la alta? Nu. Sunt valabile doar pe continentul european și pe cel american? Nu. Sunt valabile pe toate continentele. Au fost valabile doar la începutul bisericii și acum nu mai sunt? Nu. Ele sunt pe tot pământul, sunt pentru toți oamenii, sunt întotdeauna, ele sunt universale. Dar încredințările? Încredințările sunt diferite de la un timp la altul. Cu 20 de ani în urmă, încredințarea era că dacă ai un pic păr, nu ești pocăit. Acum toți avem păr, așa fiecare cum ne dă Dumnezeu, unii mai mult, alții mai puțin, și e regulă. Era încredințarea că dacă porți șosete, e o dovadă de mândrie. Astăzi n-am văzut pe nimeni fără ciorap la biserică. Aproape că e o dovadă de lipsă de bun simț să vii în pantofi cu picioarele goale. Când primul pocăit a fost văzut pe bicicletă, i s-a zis, piei dinaintea mea, satano. Când primul pocăit a purtat ceas, a fost anatema. Toate acestea sunt încredințări. Frații mei, principiul este scris negru pe alb de Dumnezeu în Biblie. Încredințările sunt libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă să procedăm cum e mai constructiv în cultura noastră, cum este mai duhovnicește în zona unde trăim, cum este mai potrivit între oamenii în care trăim să fie ziditor, să fie constructiv, dar să aibă și perspectiva viitorului, nu a trecutului. Că noi nu mergem înapoi, mergem înainte, cel puțin așa îmi place să cred. Acum,
veți constata că există o diferență între principii și încredințări. În primul rând, principiul niciodată nu face parte dintre încredințări și încredințarea nu poate deveni niciodată principiu. Eu cred despre mine, v-am mai spus asta într-o împrejurare și cu această întâmplare închei și o să continuăm joia viitoare. Când eu m-am întors la Domnul, eu în vremea aceea făceam sport, o anume disciplină sportivă, un sport de performanță și în disciplina de sport pe care eu am făcut-o trebuia să ai un mare respect pentru antrenor. Nu era un sport de echipă, era un sport individual. Și în sportul individual ești tu și antrenorul. Nu sunt încă 10-11 ca să-ți permiți glume cu ei împotriva lui. Ești tu și el. Iar el e maestru, este antrenorul și trebuie să faci tot ce-ți spune. Și ori de câte ori el intra, trebuia să te pleci cu respect în fața lui pentru că el era cel ce te învață. Trebuia să ai respect pentru el. Când eu m-am pocăit și pentru prima oară am intrat în Biserica lui Dumnezeu și am realizat că Dumnezeu este Dumnezeu, nu-i doar o religie, eu m-am pocăit, eu m-am smerit. Și în seara aceea de duminică eu am făcut o juruință. Și am zis așa, Doamne Dumnezeule, atâta vreme cât eu am să stau în sanctuar, dar numai în sanctuar, eu n-am să stau niciodată picior peste picior. Fraților, iertați-mă să nu vă simți jenați. Eu n-am să stau niciodată picior peste picior. Au trecut 19 ani. O singură fracțiune de secundă, eu nu am stat picior peste picior. Pentru că încredințarea mea este că eu nu-L respect pe Dumnezeu dacă stau așa. Eu și dacă mă duc în fața unei autorități, mă jenez să stau așa și stau într-o poziție mai respectoasă. De ce? Sunt în fața unei autorități. Dar în fața Sfântului Dumnezeu. Dar asta nu scrie în Biblie, că dacă asta ar scrie în Biblie, duminică seara asta aș predica. Dar nu scrie în Biblie. Și eu nu am dreptul să predic ce nu scrie în Biblie. Pentru că dacă eu iau încredințarea mea și profit de faptul că am ajuns la microfon și n-am minte și o predica pe un principiu, mulți mă vor crede și atunci intră confuzie în popor și nu mai știu frații ce să facă. Și Biblia spune, cine adaugă, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în carte. Eu nu am dreptul să fac din încredințarea mea principiu, chiar dacă sunt păstor. Eu am dreptul să predic doar principiile din Biblie. Încredințările, eu pot să am încredințări, dar sunt pentru mine, nu pentru alții. Încredințările nu se predică. Iertați-mă că v-am spus despre o încredințare, v-am spus-o doar ca exemplu să înțelegeți mai bine. Frați și surori, ne oprim acum aici pentru că timpul a expirat, s-a consumat, s-a sfârșit și nu are rost să stăm peste program pentru că prin harul Domnului noi vom fi pentru mulți ani de aici înainte împreună. Și aș vrea să rămânem doar cu ce am auzit până acum, alături de ceea ce robii Domnului ne-au spus și cei ce ne vor mai spune prin Duhul Sfânt și în alte feluri, prin cântarea de laudă, prin rugăciune. Însă ceea ce aș vrea în această seară este să realizăm unde ar trebui să fim. Și să mai auzim încă o dată cuvintele care spun puțin dojenitor. Voi care de mult ar fi trebuit să fiți învățători, sunteți din nou elevi. Voi care de mult ar fi trebuit să fiți meșteri, sunteți din nou ucenici. Voi care de mult ar fi trebuit să învățați pe alții, aveți din nou nevoie să vă învețe alții. Din nou în clasa întâia și din nou și din nou. Lăsați învățăturile începătoare și mergeți cu avânt, cu pasiune spre cele desăvârșite. Nu vă mai ocupați de lucruri de început, pentru că acum ați devenit maturi, duhovnicești. Haideți să ne punem o notă în seara aceasta, nu să punem nota altora, nu, nu avem dreptul acesta, numai Dumnezeu pune notă. Persoana căreia am dreptul să-i pun notă sunt doar eu. În seara aceasta îmi iau un moment de rugăciune alături de dumneavoastră și mă privesc pe mine. M-am ostenit eu ca să cresc tineri din Biserica lui Dumnezeu? Mi-am consumat eu timpul cu ei, m-am dus eu după ei, am încercat să-i aduc de acolo de unde sunt? Sau dacă am văzut că nu vin la biserică, i-am disprețuit, le-am pus eticheta de fire și să se ducă cu Dumnezeu la americani? Ce atitudine am eu față de copii și de tineri? Ce atitudine am eu față de cei căzuți? Am o atitudine de blândețe, de înțelegere, mă rog pentru ei, încerc să vorbesc cu ei, încerc să-i încurajez, încerc să-i atrag înapoi spre Dumnezeu. Cum sunt eu? Cum e biserica? Ce sistem avem noi? Ce priorități avem noi? Fraților, există fisură, dar o putem acoperi cu relație, însă relația costă. Vă cer în această seară să plătim prețul, pentru că suntem părinți,
pentru că suntem oameni ai lui Dumnezeu și pentru că suntem slujitori. Vă rog în numele Domnului, lăsați aceste cuvinte în mintea dumneavoastră și cerneți-le. Iar dacă socotiți că sunt de la Duhul Sfânt, rugați-vă în direcția în care ele își fac lucrarea în inima dumneavoastră. Vă invit respectuos să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Să ne rugăm în comun, fiecare în dreptul lui.